Scandal sexual la ambasada Irakului din București. Două angajate acuză un consul de agresiune sexuală. Femeile au făcut reclamații la poliție și s-au adresat cu o plângere și la Ministerul de Externe, dar autoritățile încă nu au luat nicio măsură. Florentina Crăciun lucra de 10 ani în ambasada Irakului ca ospătăriță. Aceasta a povestit pentru jurnaliștii de la Libertatea că abuzurile sexuale ar fi început în primăvară, la câteva luni după ce Mohamed Ibrahim Wahid Al-Azawi a devenit șeful misiunii diplomatice a Irakului în țara noastră. Femeia spune că a fost agresată și hărțuită de consul de mai multe ori. I-am pus ceaiul, el a venit spre mine și a început să mă pupe pe gât și să mă pipăie pe spate, la care eu, bineînțeles, că m-am opus. S-a mai întâmplat la câteva zile, iarăși mi-a cerut un ceai normal, că eram obligată să duc, că asta era munca mea, la care a doua oară mă aștepta în fața biroului, i-am pus ceaiul, el la fel a început să mă pipăie și m-am dus plângând, am început să urc și am plâns și le-am spus că ce ceva, că nu e normal într-o ambasadă să se plângă ceva. La o săptămână s-a întâmplat din nou, a treia oară a fost foarte brutal, mai să mă dezbrace, că mi-a tras, aveam o bluză cu fermoar, mi-a tras fermoarul, mi-a scos în afară, mi-a tras de pantaloni, m-a tras spre baie să întrețin relații cu el sexuale, la care eu, bineînțeles, că m-am opus cât am putut, m-am lăsat în jos pe mine, l-am împins. De fiecare dată, femeia s-a plâns angajaților ambasadei, fără rezultat, însă nimeni nu a intervenit. I-am spus, nu se mai poate, o să fim polițiac, o să mă duc peste tot. Abia atunci consulul a lăsat-o în pace, susține ea. Ospătărița mai spune însă că nu a fost singura victimă a consulului și menajera ambasadei ar fi pățit același lucru. De colega mea s-a luat după mine la 3 luni. Soțul îi murise, era în 2 luni de 3 luni, i-a zis închide ușa cu cheia. Și a zis că bă nu, de ce? Asta vii să se fută, nu știu ce la noi în România, cum își permite să facă așa ceva? Eu sunt măritată, am doi copii, sunt cu soțul meu de la vârsta de 14 ani, a umilit-o. A doua victimă le-a mai povestit jurnaliștilor de la Libertatea sub protecția anonimatului că a fost foarte speriată după ce oficialul a încercat să o sărute și că după câteva săptămâni și-a dat demisia. Ambasada Irakului refuză însă să comenteze aceste incidente. Nu avem nimic de declarat referitor la acest subiect și aceasta este poziția oficială a ambasadei, a transmis ziariștilor un consilier al ambasadorului. În plus, în loc să se facă dreptate după aceste incidente, Florentina Crăciun a rămas și fără loc de muncă. Ambasada a anunțat-o că la Bagdad s-a decis ca toți angajații care au mai mult de 10 ani în ambasadă să fie eliberați din funcții. Cele două femei s-au adresat Ministerului de Externe al României, dar au făcut și plângere la poliție. Deoarece cel reclamat are imunitate diplomatică, poliția și-a declinat competența către parchetul Curții de Apel București. Dar sistemul nu permite tragerea la răspundere a oficialilor străini de către justiția română, chiar dacă ei comit abuzuri sau infracțiuni pe teritoriul țării noastre. Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe nu a avut nicio poziție oficială legată de această situație.